Societatea energetică Tur Servicii, care asigura serviciile de mentenanță la termocentrala Mintia, și-a încheiat activitatea conform contractului pe perioadă determinată, încheiat cu noul proprietar al termocentralei. Coordonatorul societății de mentenanță, Mircea Crișovan, a atras atenția tuturor instituțiilor, inclusiv Ministerului Economiei, că termocentrala a rămas fără supraveghere și servicii specializate, ceea ce reprezintă un adevărat pericol pentru comunitate și pentru mediu. La acest moment, barajul de pe râul Mureș din Mintia Sat reprezintă un pericol iminent, iar neexploatarea în condiții de siguranță poate duce la un dezastru pentru satele aflate naval, cât și la un dezastru ecologic, în condițiile în care termocentrala nu are autorizație de funcționare, declară Mircea Crișovan, coordonatorul firmei de mentenanță. Barajul e unul din punctele care sunt sensibile acum. Acum, deocamdată, nefiind ploi masive în zonă, că nu-i problemă că trebuie să plouă la Deva. O să plouă în munți și tot ce deversează în Mureș vine spre baraj. Problema cea mai gravă și una dintre cele mai grave e depozitul de zgură și cerușă, care ăla trebuie monitorizat permanent. Noi când ploua în zonă sau pe lângă noi, zi de zi mergeam și verificam drenurile, e un grătar în spatele, în coada depozitului, care trebuie verificat dacă se înfundă ăla mizericul din astea, toată apa vine deasupra pe depozit, se infiltrează în depozit, deci ăla e foarte periculos. Drenurile, dacă sunt înfundate și plouă mult, e pericol să plece la vale, cum s-o întâmplă la Certej. Deci nu se poate poți juca cu el. Estimativ a fost undeva la, de când a început, 2 milioane de tone de cărbune ardeam pe an. Zeci de milioane de tone. De metri cubi. Deci e o problemă care le-am spus-o, eu am așteptat s-o reziliat contractul, le-am spus, băi, veniți la ora, până la ora 12 noaptea, la 24 aveam contractul. De acolo le-am zis, băi, trebuie să predau la cineva, trebuie să vină niște electricieni, niște oameni care știu să manevreze stabile, că știți cum e treaba, ce barajul e de 60 de ani, el s-a făcut ce s-a făcut, dar e vechi, el trebuie retehnologizat, a venit o firmă din București, a făcut expertiza, într-adevăr, partea de structură, de beton, de asta nu-i fisura, nu-i problemă, problema e la acționări, la lanțuri, la clapete, la stavile, care nu, sunt vechi. Lanțurile astea nu știu dacă o să mai fac în România acum. La fel de grav este și faptul că instalațiile electrice din termocentrala Mintia au rămas fără personal autorizat de întreținere și supraveghere, condiție obligatorie pentru sistemul energetic național, iar unitatea energetică de lângă Deva nu poate fi scoasă deocamdată de sub tensiune. Eu zic că își fac, contactează o altă firmă, și aduc oameni. Oameni pot să aduci, dar la baraj, în secția electrică, nu se pot pune oameni care nu sunt specializați. Electricienii noștri, de exemplu, care aveam pe firmă, au dat examen la DET Timișoara. Doar așa au putut să facă manevre în centrală. Acum nu poți, îți dă parolă, trebuie să intri sistem, să faci cere, trebuie... Nu merge că e o firmă ca o fabrică de pâine, dăm heblu jos și asta a terminat. Nu e așa. Termocentrala nu mai funcționează. Dar termocentrala nu-i scoasă de sub tensiune. Din cauza asta nu-i scoasă de sub tensiune pentru că au utilajele astea. Adică au barajul, au pompele baghere, au pompele SADU. Deci ea nu-i, dacă era scoasă, ce nu mai avea nicio problemă. Atunci ce să zic, asta e. Dar nu-i scoasă de sub tensiune. Bun, deci aici este problema. Nici nu poți să o scoți de sub tensiune, pentru că atunci dai drumul la prăpăd, nu? Normal, nu se poate. Nu se poate scoate de sub tensiune. Deci nu se poate pentru că nu se poate. Că și barajul, v-am zis, ăsta e primul. N-ai cu ce evacua atâta apă. Nu se știe ce se poate întâmpla. Sunt o grămadă de transformatoare puse sub tensiune. Poți să bubuie unul, se poate întâmpla orice, Doamne ferește să se întâmple, până aduc oameni, speram să nu se întâmple. Nu, eu ce să zic?
Eu am crezut că ei, în momentul când au denunțat contractul, aveau o firmă, să vină altă firmă, să facă lucrurile mai bine sau mai rău, să va demonstra în timp. Prefectul județului nu crede că există un pericol cu privire la cele semnalate de Mircea Crișovan și în stilul pur românesc, adică în loc să acționăm, punem țara la cale în tot felul de discuții, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, unde s-a ajuns la concluzia că noul proprietar al termocentralei este responsabil pentru asigurarea continuității activităților.